Mă numesc Dorin Dănăilă. Suntem o firmă la început de drum. Vrem să introducem pe piața închiriere de autorulote, clasa premium. Avem punct de lucru în București, respectiv pe DN1, București-Ploiești, la Otopeni, pentru că știm că acest gen de turism este la început de drum în țara noastră. Sperăm să ajutăm și noi pentru ca românii să prindă gustul acestor tip de călătorii, care sunt ceva deosebit față de hoteluri. Ideea mi-a venit acum jumătate de an, când am încercat eu ca să închiriez o autorulotă și am văzut că piața de închiriere este destul de strictă și de restrânsă în momentul de față în România. Și ne-am gândit să încercăm și noi să oferim românilor acest tip de turism. La ora asta avem achiziționată o autorulotă Ford Chanson clasa premium. Urmează a doua să fie achiziționată tot în decurs de 2 luni de zile. Intenționăm să ne creștem flota cu 4 autorulote pe an, până la un nivel care să fie un echilibru între cerere și ofertă. Nu am propria autorulotă, însă am călătorit cu autorulota și experiența este unică. Am călătorit foarte mult și clasic, turism clasic la hoteluri și turism cu autorulota, însă e ceva deosebit. Și dacă stai și calculezi, pentru că lumea încă nu știe, efectiv costurile nu sunt mai mari sub nicio formă. Adică cel puțin în momentul când deja sunt 2 familii care ar însemna 2 autoturisme de călătorit, 2 familii care pot merge în aceeași autorulotă și se împart costurile deja, și din punct de vedere financiar costul este mai mic.